Din punctul meu de vedere, orice om care nu este la locul lui și nu este ajuns pe merit într-o funcție a unei instituții a statului, face mult rău comunității. De ce? Pentru că sunt oameni pregătiți, sunt tineri care studiază, sunt tineri care studiază la Cluj, vor să se întoarcă, vor să aducă valoare adăugată județului, dar nu pot pentru că, vezi, Doamne, este această politică de partid care nu te lasă să te angajezi dacă nu faci parte dintr-un cer sau altul. Trebuie să rămâi în spital. Da? Acum ce vrei, să conducă, să se acapareze tot județul de către Radu Moldovan sau ce? Că da. Tu știi foarte bine că Gabi Lazani nu va conduce, adică el e pus acolo, un om pus de Radu Moldovan să candideze și să fie controlat. Acum, așa ai fost și tu la început, e, nu? Nu am fost păi cum, nu zicea toată lumea. Păi cum, nu zicea toată lumea la început, că tu, Coltean, s-au că înșelat, nu știu ce. După cum vreți. Pentru că acest proiect trebuia preluat de Consiliul Județean, cum a făcut Bolojan. Deci, centurile ocolitoare, drumurile expres, rapide, nu o să ți le facă un bucureștean care stă la birou, de care să te rogi, sau să stai după un ministru care se schimbă, dacă ne uităm la frecvența din ultimii 30 de ani, la un an de zile. Deci aceste proiecte trebuia preluate de Consiliul Județean și trebuie în continuare preluate și administrate de la un cap la altul de Consiliul Județean sau de autoritățile locale. Centura Bistriței, fii atent da. La întrebarea asta, centura Bistriței sau masterplanul de apă și canal? Nu, ambele trebuie făcute. E, trebuie acum, să fie sincer, o prioritate. Mâine zice... Dar numai puțin, domnul Linca, că aici iar mi-a ridicat lingea la fire. Domnul Sigaltov, vă rog după frumos. După 12 planul, ani de zile... Master planul sau centura Bistriței? De ce vă apucați prima dată? Da, numai nu puțin. Nu mai trageți cu... Master planul, nu mult. Da. Master planul trebuie să fie gata, sincer. Da, corect. Păi de-aia vă și întreb. Și atunci, dacă... trebuia să fie gata, centura trebuia să fie și ea gata. Așa. Astea, normal, n-ar mai fi trebuit să discutăm. Corect, dar discutăm. Mâine trebuie să te duci la serviciu, deschizi ușa și ambele, două pe masă. De care finalizate cât mai repede. De care te apuci? De ambele. Că nu înseamnă că nu poți, putem. N-ai nu două putem. Mâini. Nu putem. Vezi ce greu? Vezi ce greu e să fie președinte de Consiliul Județean. Greu. Asta trebuia făcut. Știu? Nu știu, pentru că eu am trăit în orașul Bistrița, aici m-am născut, am mai mers pe la țară, la Șintereag, la Ilva Mare, dar nu știu toate aceste regionalisme sau cuvinte care se foloseau foarte de mult. Mi-au mai spus părinții despre una, despre alta, dar nu vreau să par altceva decât sunt, că nu, corect. Nu merge, nu corect. Merge, chiar nu vreau, eu sunt autentic. Păi da, da... Dar te, dacă spui că se identifică, deci dacă lumea tu din afara spui orașului. Că trebuie să le învăț, dar numai cu oamenii te cunosc dacă ești de fals sau nu. Pentru... Nețeni sau Arșița? Arșița. Da, știi unde e Arșița? Da, da. Da? Da, da. Te întreb unde? Da, da. În Măgura Ilvei. Bravo. Bravo. E, am fost în Arșița și să discut cu oamenii și să mă prind pe acolo. E foarte frumoasă zonă. Dumnezeu. Da, mai avem un băiețel frumos. Îl cheamă Filip. Acum are 3 luni și ceva, s-a născut de 1 decembrie și să știți că n-a fost nimic programat, e, adică nu, ai făcut sincer, ceva. nu, a fost totul natural și pentru noi a fost o mare bucurie, deci este un mic patriot de care ne bucurăm și se bucură mai ales frățiorul lui Albert, care dorea. Dar stai, e al 5-lea sau al 6-lea? E al 5-lea. Al 5-lea. Da, deci am 3 fetițe și 2 băieții acum. Da? Nu, dar chiar vreau să-l invit pe Radu Moldovan, pe domnul președinte Radu Moldovan, să avem o dezbatere frumoasă. Și uite aici la aveți un studio frumos, deci cred că uite că am pus jumătate dezbaterea da, aici rezolvată. Trebuie să-l convingeți uite, că jumătate dezbaterea e rezolvată. Salut, sunt Adrian Linca și l-am readus în forță pe Robert Sigaltov la cererea publicului după o emisiune de senzație pe care am realizat-o împreună în vara trecută. Iată, Robert Sigaltov candidează pentru Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și astăzi vorbim altfel, schimbăm foaia, suntem mai serioși, mi-am lăsat sacoul acasă, e adevărat, dar încercăm să vedem totuși cel mână în luptă pe Robert Sigaltov la Consiliul Județean. Nu vom insista noi foarte tare pe politică. Avem și niște imagini de senzație din fotbal cu Robert Sigaltov, așa că avem ce povesti.
Ne-am cinstit un pic pe aici cu niște bunătăți, ca de obicei, de la Cristina, de la Cămara Bunicii. Avem vinuri de la Teaca, de la Jelna, de la Crama Harșan. Avem tot ce ne trebuie pentru o emisiune, cel puțin la fel de succes cum am avut cu cealaltă. Cu siguranță. S-a uitat lumea la azvară la emisiunea cu tine. Am atins subiecte un pic delicate atunci, m-am temut să nu te superi, am vorbit de religie. Supără, da, am văzut. Și să știi că răspunsurile tale vis-a-vis de religie, de pildă, le-am regăsit și le-am reauzit la foarte mulți oameni după emisiunea. Știi, niște întrebări delicate, mă gândeam și eu, bă, să ți le adresez, să nu ți le adresez, cu banii, cu mașinile din spate de la Casa Tineretului, cu nu știu ce, da. Ne-am descurcat excelent amândoi, mai multul, și iată-l din nou pe Robert Sigarta, în studioul nostru. De când nu ne-am văzut, Robert, mai ai un copil? Da, așa e. Am mai... De asvară. Da, mulțumim lui Dumnezeu. Da, mai avem un băiețel frumos, îl cheamă Filip, acum are 3 luni și ceva, s-a născut de 1 decembrie. Și să știți că n-a fost nimic programat, a fost totul natural. Și pentru noi a fost o mare bucurie. Deci este un mic patriot de care ne bucurăm. Și se bucură mai ales frățiorul lui, Albert, care dorea... Dar stai, e al cincilea sau al șaselea? E al cincilea. Al cincilea. Da, deci am 3 fetițe și 2 băieței acum. Băiețelul meu, Albert, mai dorea un frățior neapărat ca să joace fotbal. Deci băieții sunt mai mici și fetele sunt mai mari? Băiatul, deci, să zic așa, intercalați. Da, deci băiatul este al doilea. N-am avut o rețetă, dar ne bucurăm de ei, de toți, și acum are băiețelul cu echipier cu care să se joace și la fotbal și în altele. Da? Da, da, da. Da. Am văzut-o de curând pe soția ta prin oraș, se împiedica de asfaltul din Decebal, de trotuarul ăla. Sunteți rău. Nu-s rău, că era trotuarul ăla în trepte de acolo, din față, de la Banca Transilvania, și ea se chinea cu o fetiță. E, acum se rezolvă. Treacă pe acolo, am vrut să o abordez, dar am zis că nu-i frumos, eu, doamne, totuși. Dar, uite, domnule, ce face PNL-ul aici, uite ce trotuar face în fața băncii. Cum vezi orașul, lucrările de prin oraș? Păi, sunt pe cale să se finalizeze în următoarele luni. Sigur că în momentul în care ai lucrări de asemenea învergură, există și deranj, dar sigur că se vor termina și astea. Cât de repede, da, sperăm că toți... Proaste, rău, Robert. Unele sunt nașpa. De ce? Pistele de biciclete sunt nașpa. Eu aștept să le folosesc, că mai umblu și cu bicicleta. Am o bicicletă, îmi place să umblu cu bicicleta. Acum să vedem dacă au continuitate până la capăt, știi? N-au continuitate. Intră prin niște zone de șosea în locuri nepotrivite. Și eu cred că trebuie făcută și o campanie cumva să știe lumea ce-i cu pistele astea, pentru că pot să fie un pericol mai mare, poate să fie un pericol mai mare decât fără ele. Păi acum a fost un proiect de-a lui, am vrut să zic Daniel Niculae, că mă gândeam la fotbal, de-a lui Cristi Niculae, care a fost de fapt o ambiție a dânsului, acum se implementează, să vedem cum va arăta. E clar că trebuie să avem grijă și de cei care circulă pietonal în primul rând, siguranța lor, doi de bicicliști, pentru că e un oraș relativ mic, dar să nu uităm totuși și de traficul rutier, care este totuși important, că circulă multă lume. Și aici avem multe de discutat, pentru că, din păcate, după foarte mulți ani, noi nu avem o centură ocolitoare. Și asta e o mare problemă, îmi permis să spun, o rușine față de alte județe care... Mă uitam în Bihor, de exemplu, și le-am și uitat câte a făcut Bolojan în 3 ani de zile. Sunt Andrei, Oșorhei, Biharia, Marghita, Salonta, Beiuș, Ștei. Deci omul ăla în 3 ani de zile a început proiectele efectiv, studii de fezabilitate, lucrări și le-a terminat. Noi, din păcate, n-am reușit să facem, domnul Linca, încă abia am făcut, și aici nu vreau să mă laudă, trebuie să spun, cu ajutorul Guvernul Liberal și al meu, să aducem o variantă de ocolire la Beclean, ca să ocolim orașul și mai ales mașinile mari, să ocolească orașul, să circule oamenii pe acolo. Deci
Astea trebuie făcute și asta va face pe urmă parte din programul meu de guvernare pentru județul Bistrița-Năsăud, pentru că sunt lucruri care nu s-au făcut. Centurile ocolitoare, drumul expres da, care merge spre Cluj. Mi-te aduc aminte într-o emisiune, cred că la Gusti Dan Cerai, da, când vorbeai despre centura cu vreo câțiva ani și îl contraziceai pe Ionuț Simionca, care pe-o propunea el la greu autostrada Nordului atunci, și mi-aduc aminte că ziceai: domnul Danci, hârtii și propuneri, hârtii și din propuneri. Exact. Păi și... dar de ce nu se duc la capăt chestiile astea în România? Faci politică la cel mai înalt nivel, da, știi ce se întâmplă și prin administrație, ești implicat în toate locurile. Sunt implicat în de toate. De ce așa mare distanța de la vorbă până la faptă? De ce? Pentru că acest proiect trebuia preluat de Consiliul Județean, cum a făcut Bolojan. Deci centurile ocolitoare, drumurile expres, rapide, nu o să ți le facă un bucureștean care stă la birou, de care să te rogi, sau să stai după un ministru care se schimbă, dacă ne uităm la frecvența din ultimii 30 de ani, la un an de zile. Deci aceste proiecte trebuia preluate de Consiliul Județean și trebuie în continuare preluate și administrate de la un cap la altul de Consiliul Județean sau de autoritățile locale. De ce a făcut la Beclean centura? Păi foarte simplu, pentru că noi am luat-o de la Gnair în 2020 și am dat-o primarului din Beclean și în 2 ani jumate a implementat-o. A făcut el licitația, a coordonat lucrările și s-a terminat. Asta trebuia făcut și în Bistrița și la nivelul județului cu drumurile astea expres și peste tot. De ce s-a putut în Bihor sau în alte locuri? Eu cred că foarte simplu. Eu cred că unii s-au săturat până la urmă de administrație și cred că, din punctul meu de vedere, trebuie o schimbare de dinamică. Că la un moment dat te saturi, îți trei mandate. Știi foarte bine că Radu Moldovan a vrut să plece și celebra epopee cu Bogdan Ivan, cu certuri în PSD și cu multe alte lucruri. Nici acum nu sunt sigur că nu o să lase pe Bogdan Ivan. Eu aș fi vrut să mă bag cu Bogdan Ivan acum. Dar eu mi-am inteles, uite, mi-am și notat la emisiunea trecută, te-am întrebat dacă îi poți bate pe Nicu Moldovan sau pe Bogdan Ivan. Și ai zis clar că îi poți am bate. Am zis că cred în șansa mea și în da, alegătorii care m-au votat. Bun, și acum continuăm întrebarea. Da, pe Radu Moldovan îl poți bate? Păi îl bat oamenii care mă vor vota. Pentru că prin oameni, în evident, spatele meu prin oameni. Și de-a lungul timpului, dacă vă uitați, am avut această onoare să fiu votat de bistrițeni și partidul din care am făcut parte, care acum, din păcate, este într-o alianță cu PSD, la care eu am votat împotrivă, că se știe asta din public, eu cred că se poate întâmpla acest lucru. Cred că dacă votanții care nu sunt cu PSD, și sunt mulți în județul Bistrița-Năsăud, care nu agrează politicile de stânga ale PSD-ului, care nu agrează faptul că crești taxele, impozitele, că de un an și jumătate au crescut până la urmă prețul la toate produsele, că, uite, suntem cu prăjiturile în față. Întrebați pe cei care fac prăjiturile, că le-au introdus în impozit pe zahăr și acum prăjiturile sunt mai scumpe și câștigul acelor oameni este și mai mic. Deci sunt lucruri pe care socialiștii le-au făcut în ultimul timp. Eu am votat împotrivă de un an și jumătate, strig cu voce tare, le spun și colegilor mei de la București și de peste tot, e bai mare, pentru că distruge până la urmă economia, distrug exact oamenii care muncesc și care aduc valoare adăugată. Uitați, oamenii ăștia care fac mâncare, Horeca și mulți alții care au fost impactat, să folosesc cuvântul da, ăsta nou, Robert, da, de măsurile alea socialiste. Corect, dar oamenii de pe margine, știi ce văd? Că sunteți tovarăși. Văd comasate, fi, văd alianțe, văd nu știu ce, fi văd că vă dați mâna. Or fi tovarăși unii și or face unii negocieri pe la București prin alte părți, dar eu nu sunt de acord, pentru că nu poți amesteca dreapta cu stânga. Nu este sănătos nici pentru țară, nici pentru județ, nici pentru nimic. Mai ales că v-am spus, PSD-ul are tendința tot timpul, când are puterea, să abuzeze de ea. Dom'le, eu nu vreau în județul meu, când vrei să te angajezi la o instituție de stat, să mergi să ceri acordul unui baron local. Nu vreau lucrul ăsta. Nu vreau să-ți fie frică, da? Că dacă tu ai o altă părere față de mine, mâine o să ți se întâmple ceva.
Nu cred că este normal să trăiești într-o asemenea unde ai primar. Simțit? Eu n-am simțit, îți spun eu drept, ai simțit tu chestia asta? Eu zic am simțit și o să spună mai mult. Am simțit-o mai de mult, așa, mai de multișor, dar în ultima vreme nu prea mai simțit frica general, asta. Și dacă există oarecare frică, ți-e frică și de niște peneliști, nu numai de pesediști. Adică baron poate să fie din toate direcțiile, nu doar slavă Domnului, nu le e frică de mine la oameni. De ce? Pentru că... încă, dacă prinzi două mandate, să vezi cum... Nu-i cazul, domnul Linca, pentru că vă spun, prieteni, și inclusiv relația noastră, cum ne știm de ceva timp. Păi așa mă știu și cu Radu Moldovan, tot de 100 de ani. Nu, bine, nu-i vorba de frică. Știți foarte bine că există un sistem care funcționează și în județul nostru, zâmbiți, dar știți foarte bine, cu oameni care sunt discriminați pozitiv, care sunt ajutați mai mult decât ceilalți care nu sunt cu PSD, da? Și care se folosesc de aceste avantaje ale culorii roșii. Ca de exemplu, domnul Sigata. Sunt multe lucruri. Da, dăm un exemplu. Sunt oameni care vin la mine și spun, domnule, pe mine a vrut să mă schimbe Radu de acolo pentru că n-am fost de acord cu el. Pe mine nu m-au angajat în anumite instituții de administrație pentru că n-am mers să cer binecuvântarea lui sau lui Grip. Știți foarte bine. Dar n-am trecut prin același mecanism de atâtea ori și în partea alaltă. Nu ceream Linca aprobarea la Ioan Oltean? Eu nu știu prin ce mecanisme au trecut unii și alții, dar Rob, eu vă spun acolo ai fost, lucru. N-ai lipsit din țară și nici din oraș când era Oltean în postura asta. Eu fac o altfel de politică, am făcut la București și n-ați auzit de mine pe la Bistrița să vin să spun cu tare firmă, cu tare angajat, angajează sau nu l-a angajat pe X. Deci, din punctul meu de vedere, orice om care nu este la locul lui și nu este ajuns pe merit într-o funcție a unei instituții a statului, face mult rău comunității. De ce? Pentru că sunt oameni pregătiți, sunt tineri care studiază, sunt tineri care studiază la Cluj, vor să se întoarcă, vor să aducă valoare adăugată județului, dar nu pot pentru că, vezi, Doamne, este această politică de partid care nu te lasă să te angajezi dacă nu faci parte dintr-un cer sau altul. Corect. Sau nu lingușești pe unul sau altul. Foarte mare dreptate. Sunt împotriva acestui sistem. Ai foarte mare dreptate. De asta ne bucă. Dar ăsta nu e apanajul PSD-ului. E, nu. Nu, clar. Sistemul baronial creat de PSD de-a lungul timpului. No, acord mai fi și la noi mere stricate. Vin, veniți voi, vă puneți oamenii voștri. Vin, bă, la alții își pun oamenii lor. Dar nu despre asta e vorba până la urmă când te-am întrebat dacă poți să-l bați pe Radu Moldovan, ci despre cumva pe persoană fizică Radu Moldovan, că oamenii au început să-l asocieze cu un bun manager, cu un bun gospodar, nu neapărat cu PSD-ul, mă gândesc. Bun, dar este președintele PSD. Este. Și asta... Este, dacă ca PSD i-ați cam bătut de multe ori, nu? Tocmai, și mai e o chestie, nu te poți deroba de responsabilitatea de a spune nu când Marcel Ciolacu vine și vrea să-ți crească impozitele. Nu te poți deroba de responsabilitate ca președinte PSD, da, că Radu este președintele PSD și este și membru în conducerea PSD-ului acolo. Nu poți să nu spui nu în momentul în care vin guvernanții și vor să-ți plafoneze cash-ul, da? Să ne controleze toți banii. Acum mai este o măsură aberantă pe care o vrea să ia guvernul. Dacă te găsește pe tine Adrian Linca cu niște bani în cont, nu știu, ai primit poate din Spania, da? De la fratele tău, i-o aduna și ți-o trimis sau ți-o pus. Cum i-o aduna el, cu munca ta? Să vină guvernul să spună 70% dacă nu dovedești de unde ai, ți impozităm și îți luăm bani. Un fel de ilicit. E o mare problemă, pentru că nu așa trebuie să funcționeze lucrurile. Asta e o japcă. E o japcă pe care PSD-ul a făcut-o tot timpul când a fost la guvernare. Și, domnule, eu mi-am asumat niște riscuri, spunând nu. Și la mine în partid, poate și public și peste tot. Eu cred că asta trebuie să facă un politician. Dom'le, dacă crede în valorile liberale, crede în niște valori, dom'le, apără-ți. Că se uită Ciolacu urât la tine, de asta nu mai pot eu. Pe mine mă interesează oamenii care m-au votat. Pentru că ei au fost alături de mine. Dacă se uită tăi urât la tine. Știți cum e? Care ai mei? Și păi ai mei se uită. Și ai mei se uită. Pentru că dacă nu sunt de acord, până la asta înseamnă partid liberal. Da. Să spui nu în momentul în care vezi că direcția nu e bună. Și apropo de alianță, știți foarte bine că eu am votat împotriva alianței, împotriva listelor comune. De ce? Pentru că nu cred în această alianță și nu cred liberalii. Dacă mergem pe stradă împreună, o să vedeți. Eu mă întâlnesc cu ei, discut cu ei, bistrițenii, domnule, nu e în regulă ce a făcut PNL-ul. Apreciez că ați votat cu Bolojan, inclusiv Ioan Tugă, ați votat împotriva listelor comune.
Dar ce fac unii și alții de la București? Asta e realitatea lucrurilor. Am și sondaje. Bine, nici lor nu le convine. Nu te gândi că nici PSD-știi nu agrează treaba asta. Dar întrebarea mea e de ce totuși intri într-o luptă atât de complicată în momentul ăsta? De ce te bagi la bătaie deși ai în față un adversar de calibru? Într-o conjunctură în care, uite, nu-i tocmai cea mai favorabilă cu alianța asta, cu luptele dintre voi. De ce faci treaba asta? Ce te mână în luptă? Că asta încercam să te întreb și la început. Da, știi? Foarte că, bună întrebare, da. Nu știu cât ce salariu are președintele Consiliului Județean, bănuiesc că nu. Sincer, pentru asta. Păi, vezi, bănuiesc că... Eu n-am înțeles niciodată luptele astea, că până la urmă omul pentru bani muncește, nu? Nu am înțeles niciodată cum intrați voi în politică așa, fără să vă gândiți la bani sau vă gândiți că ulterior vin și banii meu, sau care-i? Nu e cazul meu. Nu-i cazul tău, clar că tu ai de unde, da? Dar... E clar că pe mine ce m-a mânat, știi foarte bine, m-am născut aici, familia mea este aici, business-ul pe care tatăl meu l-a fondat și pe care noi, frații, îl ducem mai departe, este aici, comunitatea este aici, după două mandate de parlamentar, da? În care am făcut niște lucruri și nu vreau să le înșir aici, pentru județul Bisensul și nu numai, pentru că am încercat să ajut mulți alți oameni de peste tot. Cred că a venit momentul, mai ales în acest moment greu, pentru tot ceea ce înseamnă electorat de dreapta, să vin să-mi asume această candidatură împotriva PSD-ului, împotriva lui Radu Moldovan, care știți foarte bine că nu-și mai dorea încă un mandat. De ce? Pentru că sunt foarte multe lucruri care încă nu s-au făcut în județul Bisensul. Eu nu vin aici să contest lucrurile care s-au făcut. Sunt foarte bune și putem discuta. Dar e cazul să schimbăm ritmul. Că dacă nu schimbăm ritmul, domnule Linca, rămânem în urmă. Vedeți, o competiție, până la urmă, economică. Dacă noi nu creăm infrastructura asta rapidă, centuri ocolitoare, parcuri industriale, pierdem investitori, pleacă la Sălaj. La Sălaj le trece autostrada pe acolo, că așa a fost proiectul. Da, păi totuși... normal că vin pe lângă autostradă la Șimleu, Silvania și în alte locuri. Noi n-avem o centură. Deci îmi pare rău. Trebuie spuse lucrurile astea. N-avem centură la Bistrița, dar aminte. Când Bolojan a făcut în 3 ani de zile 7 centuri, drum expres, acum începe, o băga lopata la drumul expres Orad-Oradea. Bun, deci, dar din postura de președinte al Consiliului Județean ai avea pârghii multe decât din postura pe care o ai acum de deputat. Eu sunt parlamentar, deci eu trebuie să fac legi. Da? Pe lângă că am făcut legi prin poziția pe care am avut-o în Partidul Național Liberal, am fost secretar general, prin influența pe care am avut-o, am ajutat foarte mult județul pe anumite proiecte, da? Că e acoparcul din Năsăud, că sunt săl de sport, că vom vorbi de sport. Ați văzut ce frumos stadion au la St. George's Bay, da? I-am ajutat cu tot ce am putut. Însă, cel care are pârghile executive este președintele Consiliului Județean. Adică el implementează proiectele de care v-am spus. Iar din 2020 aveai posibilitatea să iei toate aceste proiecte la nivelul Consiliului. Bolojan are doar un mandat de președinte. Încă nu-i terminat, da? Eu ce v-am spus despre Ilie Bolojan, s-au făcut toate într-un 3 ani de zile, 3 ani și ceva. Și vă rog eu frumos să vă uitați, să mergeți pe ele în Bihor. Bun, acum nu... să nu facem 7 centuri, că nici nu avem 7 orașe, dar să facem măcar 3. Da? Să nu facem 5 parcuri industriale, cum a făcut el, dar să facem măcar 2, unul la Năsăud, și un business a funcționat. Corect. Deci, sigur că toată lumea își dorește o centură. Trebuie schimbat ritmul. Trebuie să ai echipă de acord bună cu tine. Trebuie să toate ai oameni astea care inovează. Dar trebuie să recunoști și tu că omul a făcut câte ceva într-un ritm mult mai rapid decât predecesorii lui sau decât ceilalți. Eu n-am contestat asta, dar... Adică de-aia are scorul pe care îl are acum și de-aia e atât de bine cotat, pentru că omul chiar a făcut câte ceva și cu asta trebuie să te lupți tu foarte tare. Eu nu am contestat asta, dar eu spun că totuși ne-a rămas în urmă. Deci, și vorbim de județ din Ardeal. Concret. Nu discutăm pe povești. Da. El a făcut cât a făcut, ce a făcut pe acolo, are programul de guvernare, merge în campanie cu el. Da. Tu crezi și îți propui să faci mai mult de atât? Poți să faci mai mult de atât într-un mandat? Suntem obligați să facem mult mai mult. Deci suntem obligați. Adică centură,
centuri ocolitoare a orașelor, parcuri industriale, parcuri în jurul industriale, centurilor. L-am văzut, l-a făcut express, prietenul tău să-ți explic din de partid, ce? Care un parc industrial unde nu stă nimeni. Să-ți explic de ce nu funcționează, după ce spun. Da. Deci, centuri ocolitoare ale orașelor, parcuri industriale, drum expres, rapid, Bistrița-Cluj, drum... Bistrița-Suceava. Da, corect. Da? Căi ferate rapide. Cred că și tu ai circula, și eu aș circula, dacă aș avea drum rapid până la Cluj, într-o 40 de minute. Bun, dar tu zici că astea țin de Consiliul Județean? Țin de Consiliul Județean, da. Da. Calea ferată și astea. Tot, da. Pentru că proiectele astea din 2020 s-au descentralizat și pot fi preluate de către autoritățile locale, de către Consiliul Județean. Da. Bolojan cu președintele Consiliului Județean Arad au preluat drumul expres Arad-Oradea. Față de ăsta, da. Pe care îl avem, nici studiul de fezabilitate nu-i gata. Acei oameni acum finalizează licitația pentru construcții, deci se apucă constructorul de treabă. Drumul expres pe care, de care leagă Oradea de autostradă, l-a terminat, l-a dat în lucru. Au fost mari politicieni acolo să se laude cu ceea ce a făcut Bolojan în Bihor. Deci sunt lucruri care trebuie făcute și trebuie făcute nu doar ca să avem un drum bun. Pentru că ceea ce discutăm noi acum despre parcul industrial, firmele, domnule Linca, nu mai vin. Deci firmele mari care vor să producă, care vor să facă ceva, se uită la câțiva indicatori. Domnule, în cât timp parcurgem distanța pentru a aduce marfa mai aproape de cetățean? Acum e totul despre viteză. Trăim într-o epocă a vitezii. Dacă nu-ți vine produsul într-o zi, ai o problemă. Nici nu se mai calculează în bani, în timp. Și atunci ei se uită, domnule, în cât timp parcurg? Păi de ce să nu fac o investiție la Șimleu, Silvanie sau în altă zonă dacă am autostradă acolo? Ba da, o să meargă acolo, dar dacă la Bistrița nu ai drum expres, atunci ei nu-ți vin în județ. Asta înseamnă locuri de muncă mai puține, sau mai puține competiție și înseamnă, de fapt, bani mai puțini. Că întrebarea care se pune, domnule, de ce tinerii care pleacă și studiază în Cluj rămân acolo? Păi dintr-un motiv simplu, că acolo salarii mai mari, o calitate a vieții mai crescută și pentru că nu au aceste posibilități în Bistrița-Năsău. Dacă ar fi fabrici, da, de-a lungul drumului expres în județul Bistrița-Năsău, de la Reteag încoace, vă spun eu că lucrurile s-ar schimba extrem de mult. Astea sunt doar câteva. Bun, și tu zici... Drumul, de exemplu, spre Suceava. Noi, că vorbim de turism, da. Că e un subiect frumos, da? Există două branduri mari în jurul nostru. Maramureșul, care este un brand destul de cunoscut la turist, și Bucovina. Noi trebuie să contăm mai mult pe partea de business, ca turiștii care pleacă sau vor să viziteze Maramureș și apoi să plece în Bucovina, să oprească în județul nostru, nu să plece pe acolo pe la Iacobeni și să meargă direct în Suceava. Să stea aici la noi, să vină la Colibița. La Colibița trebuie să stea nu numai la cabană, pentru că aici am chiar o discuție. Trebuie să avem trotuare, trebuie să avem potești de trail, trebuie să avem oamenii să, pe unde se plimbe. Nu numai că merg și închiriază o barcă la un moment dat, sunt lucruri care trebuie făcute. Vă dau un exemplu. Am un prieten primar în județul care se vine la Văliuc. Are cel mai mare festival de jazz. Deci acolo e plin vară, n-ai ce faci. Nu mai vorbesc că toate pensiunile, casele de găzduiți sunt pline și hotelurile, dar nu mai e loc, pur și simplu. Da, e clar. Deci, acum, sigur că... Clar că trebuie... Clar că Colibița e moartă, clar că turismul în Bistrița-Năsău are potențial are de suferit, clar că ne trebuie centură, deci clar că sunt lucruri care trebuie făcute. Și ăsta e motivul pentru care am venit, pentru că de-a lungul timpului am învățat multe lucruri la București. Îți trebuie relații, îți trebuie să... Dar e clar că toate lucrurile astea trebuie făcute. De ce? Radu, nu știu. Poate mai... Ai văzut că nu mai vrea să candideze. Ai văzut asta, domnul Moldovan. Deci, e clar că n-a mai vrut să candideze. După trei ani, după trei mandate, ți se termină benzina. A vrut să lase pe Bogdan Ivan. S-a creat acel scandal în PSD. Nu mă interesează ce lei. Pe mine mă interesează ca județul meu să redevină important pe harta economică a țării. Asta mă interesează. În Ardeal. Pentru că altfel o să pierdem pur și simplu viteză. Iar când se va face regionalizarea și multe alte lucruri, județul Bistrița-Năsău va pierde enorm în această negociere dacă nu are puse la punct lucrurile astea. Bun, dar argumentul, unul dintre argumentele lor foarte tari, l-ai văzut săptămâna trecută, au publicat o listă
cu un clasament și Bistrița Năsăud pe prima poziție în absorbția de fonduri europene. Bine că mi-ai pus întrebarea. De ce? Nu, no, păi stai, ce? Să nu creadă lumea că ți-a ridicat-o la Fileu, că eu chiar am crezut-o. Eu chiar am crezut aia. Ce, nu e adevărată? Puțin. Cum e calculat? Deci dacă Năsăudu a tras fonduri europene și a tras Dorin proiecte de peste 60 de milioane de euro, dacă nu mai mult, că nu vreau să greșesc, dar mai mult, păi le-o calcula Radu Moldovan, dar el n-a făcut nimic. Cu Dorin Vlașin de mânuță mergeam pe la Marcel Boloș, pe la alții și atrăgeam proiecte pentru Colegiul Coșbuc, pentru Eminescu, pentru Aquapark, a fost pe fonduri guvernamentale, 7 milioane de euro, pentru reabilitare blocuri. Deci Dorin va reabilita toate blocurile cum intri în Năsău pe stânga și pe dreapta pe fonduri europene, pentru linia verde. Dacă alți primari la St. George, băi, da, au făcut acea promenadă pe fonduri europene, au fost calculate la județ. Sigur că dă bine. Păi vezi, păi așa păi și eu pot face un... Păi și tu să ți le calculezi alea pe care și le trage PSD-ul. Ideea este că dar asta înseamnă fonduri, că avem primari harnici. Nu-i rău, nu? Nu-i rău dacă suntem pe primul loc în, bun, în țară. Păi nu, la fondurile aici, europene, aici, sub umbrela partidului aici stat. Aici e o discuție, nu? E o discuție pentru că au fost puse toate realizările primarilor. Și până la urmă eu nu mă pot lăuda cu ce a făcut XYZ. Pot să spun că i-am ajutat, dar în fine, un lucru e clar. Avem nevoie de toate lucrurile alea și trebuie făcute cât mai rapid. Și eu voi pune umărul să se facă lucrurile bun. Astea. Altă întrebare că delicată, că știi că aici mentor, la noi... Bun. Și Ilie Bolojan va fi unul dintre mentorii mei. Nu toți zice de Bolojan, că deja l-ai pronunțat de 100 de ori. Alin Tișe, de cine? De Veștea? Fac ăștia care ne urmăresc, fac mișto de noi și ne pun pe TikTok că Bolojan. E bun. Că dacă trag focul spre, sau cum se zice, oala spre focul meu, în ce privește sportul și un pic cultura, Bolojan... Nu-i ca noi. Vorbim și de sport. Păi ce să vorbim? Nu, de Bolojan. Cu ce să laudă Bolojan la sport și la cultură și la turism? Ai pomenit de turism. Păi tu când ai în județul tău băile Felix și nu faci nimic cu ele, ce Dumnezeu de Bolojan ești? Totuși lucrurile s-au schimbat. Ce? La Felix? Au un aquapark în oraș. Hai să... La Felix iar sunt. Păi privați au investit. Ai fost păi, la Felix fost, recent. Robert, dar tu ai... Ce-au făcut ungurii din izvorul ăla de apă termală și ce-a făcut Ilie Bolojan la Bihor, din apa aia termală, din seva aia de turism. O care să vedeți zero. Pe turism... Pe sport. Are 3 ani de zile. Păi ce? Pe sport nu are echipă cu 7 milioane de euro și cu 12.000 păi de euro face? Salariu. Ce? De ce nu-și face? Păi dar n-are nimic. Pentru n-are că o echipă la nimic. Trebuie investit până la urmă echilibrat. El a vrut în primul rând să dea viitor județului din punct de vedere economic. Toate bun, pe cultură, stai un pic, îl ceartă ăștia pe cultură, am văzut, m-am uitat pe ziarele din Oradea, îl ceartă că a desființat cea mai veche revistă culturală, nu știu cum se numește, în care a scris Eminescu prima dată. Și a desfințat-o, pe aia să fac el reduceri. Deci poți să-i găsești bube și la Bolojan. Discuții, am dar nu am lumină lucru, de la Bolojan. Lasă-mă un lucru cu, e clar. În ultimul an de zile a dus investitor, numai un investitor de un miliard de euro. Deci, o fi adus, să ne aducă deci și să-i trimită și spre noi. Dacă. Da. Dar altă întrebare, mai delicată, așa voiam să spun. Tu zici bine ce zici, toate le zici foarte bine, dar dai senzația așa că ești cam singurel. Pe ce echipă te bazezi? Pe ce te bazezi? Știi? Echipa mea vor fi oamenii profesioniști din mediul privat și nu numai. Pentru că eu de-a lungul timpului am întâlnit oameni faini. Deci, în primul rând, conducerea județului nu trebuie făcută de unul singur, da? Dom'le, eu centrez, eu dau cu capul, iau tare pe aia din Consiliul Județean, cine nu-i cu mine, ai o problemă, strig la ei și așa mai departe. S-a terminat cu vremurile alea. Tipul ăsta de management era 90 ceva când am ieșit din comunism. Păi da, uite că deci funcționează. Da, că altfel nu se poate. Deci trebuie oameni tineri, trebuie oameni cu viziune. Trebuie, aici a implicat foarte mult mediul de afaceri. În ce? În idei. Toate proiectele astea trebuie dezvoltate cu ei. După aceea, trebuie lăsați profesioniștii să vină în sistemul public. Vrei să îți spun câți tineri am întâlnit care au spus, domnule, n-am avut nicio șansă, că dacă n-ai pile acolo, n-ai nicio șansă. Ce-ar fi să facem noi angajări la instituțiile statului și concursuri cu camere, așa cum suntem noi aici, clar, să fie totul transparent. Spun eu, s-ar schimba lucrurile, pentru că ar intra oamenii care trebuie să intre și care au studiat, nu la Hiperion,
sau Robert, la facultăți. Ești tinerel, tată, ești tinerel, ești tinerel și eu vreau lucrurile astea. Dar de 30 de ani le aud. Paridealist. Le aud de 30 de ani și nu se întâmplă treburile astea. Vă spun că dacă noi nu facem lucrurile astea, vom avea o reală problemă. Bine. Ne mirăm că ne pleacă tineri în alte țări. Păi de asta pleacă, pentru că oamenii aia sunt apreciați în alte locuri. Și nu sunt apreciați de către state aici, în România. Deci care era echipa ta, că n-am... În poartă? În poartă? Da. Ei, acum vrei să spun primul 11? Urâte, da. Ei, sunt mulți. Urâte în poartă, acum, că e mare. Deci acum noi avem câteva variante de listă, urmează să luăm o decizie. Acum, tocmai ce facem, scouting, încă să punem cea mai... și să avem cea mai bună listă. Pe cine e vicepreședinte, dacă... Încă este secret, încă nu spun, că nu vreau să... Dar cum colaborez cu Lazani de la primărie? Cum adică de la primărie? Asta e întrebare capcană. Nu știu, zic. Domnul Lazani e la spital și e foarte bine că e la spital în acolo. În eventualitatea. E foarte bine că e la spital. Bun, dacă și... stai un pic, dacă e la spital, atunci reformulez întrebarea dacă rămâne la spital. Cum colaborez cu domnul Lazani de la spital, să presupunem? Eu am colaborat bine, pentru că am adus, slavă Domnului, împreună cu guvernul niște bani pentru spital. Am reușit să donăm și niște paturi când, acum 7 ani, când era spitalul, să spun așa, în renovare, deci am făcut lucruri bune și am colaborat instituțional bine, nu am nicio problemă în acest sens. Bun, da, uite... Dar trebuie să rămân la spital. Da? Acum ce vrei, să conducă, să se acapareze tot județul de către Radu Moldovan sau ce? Că da. Tu știi foarte bine că Gabi Lazani nu va conduce, adică el e pus acolo, un om pus de Radu Moldovan să candideze și să fie controlat. Acum, așa ai fost și tu la început, e, nu? Nu am fost păi așa, cum? Nu zicea toată lumea. Păi cum nu zicea toată lumea la început? Că tu, Coltean, s-au că înșelat, nu știu ce. După bun, pe ce, de ce crezi că pleacă Radu Moldovan cu Prima Șansă? În primul rând, care acest sistem creat pe bază de partid, pe bază de un sistem economic, nu ne ascundem, care, sigur, în foarte mulți ani s-a osificat, dar asta nu înseamnă că alegătorii de dreapta, care sunt mai mulți în județul Bistrița-Năsău, nu-și dau seama că trebuie să alegem altceva pentru viitor. Adică trebuie o altă dinamică de lucru și trebuie o altă viziune, o altă abordare. Am văzut un sondaj zilele astea care m-a îngrijorat profund. Eu astăzi sau ieri, când l-am văzut, ăla cu tinerii între 18 și 35 de ani, l-ai văzut? Nu l-am văzut. 16% AUR, 14% PNL și USR, 12% PSD. Tineri între 18 și 35 de ani. AUR 16%. N-am văzut sondajul național. Da, național, făcut de, nu știu ce, asociația asta de tineri, nu de... Da, nu e regimentat politic. În primul rând, trebuie să recunoaștem că AUR-ul comunică foarte bine și direct cu cetățenii, că folosesc instrumentele de socializare foarte bine. Și asta trebuie făcut, trebuie să comunici tot timpul, mai ales în vremurile astea, când ai comunicare direct sau poți avea comunicare directă cu cetățenii, să comunici cu ei. Asta este un lucru pozitiv la AUR, că liderii AUR comunică foarte bine cu cetățenii. Păi și... comunică, dar din gură, dar din faptă ai un, ai un contracandidat, ai un contracandidat la Consiliul Județean din partidul tău, care, vorbind așa în termen de fotbal, a cam stat da. Pe tușă în ăștia 4 ani. Da, nu? Bine, aici vorbeam de AUR, că era un sondaj național, vorbeam de ce se întâmplă la nivel național. Da. Dar e clar că AUR nu este un partid consistent și e clar că este un partid antisistem și până la urmă eu cred că sunt foarte mulți votanți AUR, oameni care sunt de bună credință, dar care nu se regăsesc în liderii pe care partidele clasice iau. Na. Cred asta. Dar întreb și eu ca un amator așa, v-ați temut așa de tare? De aia v-ați unit în alegerile astea? Nu mă întreba pe mine. Păi de ce? Tu ai votat împotriva tăi? S-au temut așa de tare? Nu dau seama. Uite ce sondaj este. Eu am spus că este o greșeală, pentru că electoratul Partidului Național Liberal și oamenii de dreapta care cred în soluțiile liberale nu vor să se aleze cu stânga. Deci sunt pur și simplu antagonice aceste două partide. Și cred că este o greșeală. Și lucrul acesta îl vom vedea în perioada următoare.
Bun, hai să mai ciugurim ceva pe ceva. Aici, să mai mâncăm, da. Să ne mai relaxăm. Mm. Hai să-l rog pe Paul să pună o fază antologică, genială, care te va crește în sondaje cu cel puțin 10%. Da, hai să vedem golul lui Robert Sigartău cu Naționala Parlamentarilor. Noi ne auzim? Ne auzim, Paul, nu? Da. Aș să lăsăm faza să curgă și apoi vedem reluările și le comentăm. Sigartău, gol! Senzațional! Uite centrare de pe dreapta, de la cine? Nu știu. Preluare, șut, stâng, cam nemarcat. Secretarul general. Cam nemarcat. Mai las-o, Paul, un pic. Cam nemarcat ai fost acolo, te-au cam lăsat bulgarii liber. Cu cine jucați? Cu echipa Bulgariei. Au fost inclusiv... De parlamentari sau de ce? Nu numai de parlamentari. Au fost în echipa aceea, a jucat și Camburov, care a fost cel mai bun marcator al ligii întâi al lor, din Bulgaria, care a jucat la Sofia și la alte echipe de acolo. Da, uite ce liber ai fost. Ce să... Păi acum m-am desprins. Dar ce bine ai pleznit-o, senzațional. Mulțumesc. Excelent ai lovit-o. Da, îmi place sportul. Am jucat la Gloria de la 7 ani. Cine? Las că știm din emisiunea trecută, că nu mai reluăm. Dar zi-mi un pic... Ce bistrițeni mai sunt în echipa asta națională? Daniel Suciu mai joacă pe dreapta. El este... Jucați în același echipament? Jucăm în același echipament, al României. Da, României. Da. Da. E frumos. Dați senzația că jucați pentru România în echipamente diferite, da? E frumos să joci pentru România și când am participat la anumite competiții, în momentul în care se intonează imnul, este o senzație foarte frumoasă. Ce gol ai dat, Văruto Tinel ar fi invidios, nu că ar fi, este, cred că super invidios pe reușita asta. Frumos, frumos gol. Am introdus în felul ăsta un pic de discuție despre sport, aș vrea. Da. Pentru că știi, pe ordinea de zi a Consiliului Județean, se află mereu Gloria, care a ajuns la un buget destul de mare, foarte mare, dar care face și performanță. Cum vezi lucrurile în zona asta? Deci, în primul rând, e bine că avem o echipă de handbal în Liga 1 și că avem performanță. Însă, există un mare dar. Bugetul este foarte mare și marea mea problemă este că cred că ar trebui să începem de jos în sus. Adică trebuie să investim astfel încât bistrițenii să facă acea performanță în echipa de handbal. Pentru că, sigur, putem discuta, nu e nicio problemă. Știm foarte bine că salariile acolo la echipa de handbal sunt de la, nu știu, 6, 7, 8, 10 mii, poate și cu 12 mii, 14 mii de euro. O sumă foarte mare pentru județul nostru, Bistrița Năsăud. O sumă care li se pare mare și cei care se uită la noi. Eu aș vedea sportul bistrițean exact așa cum a fost el în perioada lui de glorie. Țineți minte și sunteți cel mai mare profesionist aici, Viorel Moldovan, da? Lucian Sârmătean, Gabi Balint, da? Altă generație. Cei oameni s-au născut pe terenurile de joc din Bistrița Năsăud, da? Că a fost în jos, că a fost Bistrița, și au ajuns la un nivel incredibil. De ce? Pentru că atunci o mare masă de copii practicau acest sport de mici. Aveau bazele sportive cum le aveau și făceau sport. Inclusiv eu am început să fac fotbal, doar că taică-meu și maică-meu n-au vrut să fac fotbal de performanță, dar îmi plăcea și chiar voiam să fac. Hai că bine s-au gândit. Uite ce carieră frumoasă faci. Bine, și la fotbal nu erai, nu erai rău. Și cred că asta trebuie. Uite cum a făcut Hagi. Da? A investit într-o generație, a făcut baze sportive și a reușit să câștige Liga 1 cu Constanța. Deci așa cred că trebuie făcute. Deci trebuie bistrițenii să beneficieze de aceste performanțe prin jucători bistrițeni. Și da, banii trebuie să fie acordați sportului, aș acorda bani și la fotbal, pentru că știm foarte bine că acolo încă nu ne place că nu mergem pe Gloria să vedem un meci în Liga 1 cu Steaua, să-i mai bate miară pe steliști. Stai să terminăm cu handbalul. Stai să te întreb cu handbalul, că te întreb și cred de fotbal. Cred că aici asta ar trebui făcut. Mi se pare totuși bugetul un pic mult prea mare, da.
Și aș investi mult mai mult în tot ceea ce înseamnă până la urmă pepinieră, tineret, astfel încât bistrițenii să fie cei care fac performanța. Mult prea mare raportat la ce? Mult prea mare raportat la bugetul județului și, uite, să dau un exemplu așa din cap, cred că este 1-4 raportul, apropo de banii care se dau la educație versus sport. E bine să se dea la sport, dar cred că trebuie investit în baze sportive, acum am făcut la St. George's Bay, trebuie investit în facilități, tocmai pentru ca marea masă a copilor noștri să facă sport. Păi bun, Robert, dar altfel, argumentul, contra-argumentul și doi, e ca evident. Să fiu iară sincer. Adică baze sportive că... mai tare, nu poate să fie de la St. George mai tare decât păi, Sala Terapla sau păi nu, dar, din punctul, terenul sintetic care a apărut din acolo. Din punctul meu de vedere... Deci sunt contra-argumente și sunt contra-argumente și la discuția despre tineri, pentru că există un centru de copii și juniori foarte puternic pe lângă echipa asta, și la handbal și la fotbal. Un raport dezechilibrat și dacă îi întrebați pe oameni, o să vedeți că există o problemă ca bugetul nostru să susțină totul salarii peste 14.000 de euro, 12.000 de euro. E un pic mult, trebuie să recunoaștem. Bun, dar fără salariile astea nu ajungi la performanță. Păi, ce facem? Bun, dar hai să vedem ce a făcut Gheorghe, de exemplu, da? Că acolo investește foarte mult fabrica Audi. Păi hai să facem drumurile expres, da? Să facem studii de fezabilitate din jumate din banii care îi dăm, să facem drumul expres, să vină Audi și apoi Audi, fiind aici în zonă, dând și locuri de muncă, după aceea să ne dea 20 de milioane de euro în fotbal și să fim campioni. Asta ar trebui făcut. Păi asta e idealul, evident că asta e idealul. Da. Păi asta e idealul. Dar până una alta trebuie investit, doar că trebuie să avem mare grijă pe ce termen investim. Pe termen lung sau pe termen scurt, că mâine, dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva cu bugetul țării și județului, că sunt anumite primării în faliment, domnule Linca. Știu eu primari în județ care au probleme, au proprii pe cont. Hai că nici a voastră de la Bistrița nu-i departe. Situația financiară la nivelul național nu este una bună. Și atunci, ok, rămâi la un moment dat fără buget sau nu mai poți să acorzi. O să vedeți că și performanța merge jos și jucătoarele acelea cu 12-10.000 de euro nu vor mai sta în Bistrița, vor merge în alte locuri unde sunt mai bine plătite. Cred că tot mediul privat în mare parte trebuie să susțină sportul, dar pentru asta trebuie să avem oameni care fac mulți bani, așa cum făcea Rombatu la un moment dat de susținea Gloria cu foarte mulți bani și companiile mari, tocmai ca să reușim să susținem pe termen lung și să avem într-adevăr jucători de care să ne bucurăm. Ce mândri eram noi când intra Lucian, chiar dacă n-a jucat așa mult în echipa națională și cu glezna lui fină ăștia de care vorbești, pe... ăștia de care vorbești tu, San Martean, Viorel Moldovan, Balint chiar, ăștia au ieșit din sistemul ăla mai socialist, un pic mai apropiat de PSD decât de voi. Nu spune că au fost PSD și din cauza asta. Nu, dar au ieșit din sistemul comunist, adică din sportul organizat, mai aproape de cel de azi al PSD-ului decât ăsta de care zici tu. Că n-au ieșit din sportul capitalist. Că tot vorbim de handball. Eu pot să-ți promit un lucru și aici emisiune sportivă și jurnalist. Nu o să politizez sportul. Deci, eu am văzut o modă generală și la Bistrița, în special la Bistrița, dar și în alte locuri, domnule, de a încerca să câștigi capital politic pe spatele performanțelor. Bun, și ce faci? Nu vii la meciuri? Dar nu e vorba de asta. Totuși, terenul este a jucătoarelor și a celor care merită, până la urmă, toate aplauzele și tot spectacolul. Deci, nu cred că este în regulă să politizăm sportul, că nu suntem nici pe vremea lui X, a lui Y. Deci, cred că sportivii trebuie lăsați în pace, trebuie să existe un mod sustenabil de a susține aceste cluburi. Trebuie investit și în alte sporturi, pentru că, v-am spus, fotbalul, să dea Dumnezeu să promovăm în Liga a doua, ar trebui, pentru că există o categorie mare de bistrițeni care doresc să revadă gloria în așa cum a fost înainte, când îl aveam pe Fiorentina, pe Batistuta, la Bistrița, vremurile de glorie. Deci putem face aceste lucruri, dar pentru asta, domnule Link, eu vă spun că trebuie să avem companii productive, trebuie să avem oameni bine plătiți, trebuie să avem elite care
rămân în județul Bistrița Său tocmai pentru a ne dezvolta și potențialul nostru este foarte mare al județului. Foarte frumos cum vorbești, pe cuvânt, și mie îmi place cum vorbești și le zici foarte bine, dar eu nu mai cred și ca mine nu mai cred mulți în vorbe. Și am ajuns să vedem niște fapte care acum nu sunt îmbrăcate așa cum am vrea noi. Trebuie să vă la lucru, dar ca să există. Vedeți că se pot face. Eu pe bune că te-aș pune. Deci eu te-aș vota la pachet cu Radu Moldovan. Pe cuvânt dacă nu. Deci aș face cum sunteți așa în alianță. Merge la Parlament. Cum sunteți în alianță. Eu pe cuvânt dacă nu te-aș vedea un vicepreședinte de Consiliul Județean. Și să faceți președinte. Stai, acum mai retrogradat. Nu te-am retrogradat. Eu vorbesc pentru cetățeni, da, nu vorbesc pentru tine și pentru cariera politică. Eu vorbesc pentru cetățenii din Bistrița. Eu te-aș vedea mână în mână și un Radu Moldovan care să predea ștafeta unuia mai tânăr. Sunt două firi diferite. Nu se poate. Sunt două firi diferite, alte viziuni. Altă viziune, alt plan de dezvoltare. Clar, dar lumea se mai întreabă ceva. Tot de astea delicate îți spun că știi tu că eu așa fac la emisiunea asta. Chiar dacă nu mi-am propus să te necăjesc foarte tare în seara asta, dar lumea știi cum zice. Bă, știe că n-are nicio șansă, altceva urmărește el. Că prea i-a plăcut pe acolo pe la București și iară mai o chestie el ceva. Astea cum răspundem la întrebarea asta? Sunt zvonuri PSD-iste, tocmai pentru a... Acum mi-a venit mie în cap și... Dar nu, păi le-ai auzit din stânga, din dreapta. Sunt zvonuri care nu fac decât să demobilizeze, de fapt, acel electorat de dreapta care își dorește altceva pentru județul Bistrița Său. Tocmai să punem în aplicare acest plan pe care eu l-am pentru județul Bistrița Său. Șanse sunt. Și sigur, chiar dacă, nu știu, domnul Moldovan mă ia în derâdere sau mă persiflează, până la urmă nu pe mine mă ia în derâdere. Că sunt, am urmărit ceva emisiuni în care, mă lua în derâdere sau nu mai știu, mă făcea în toate felul, domnișor, care nu știu ce. Acum cum să zic, oricum, aud că mă ia în derâdere în stânga și în dreapta. Până la urmă, sunt oameni care vor să mă voteze și sunt oameni care cred în acest plan de care spuneam, nu pe mine mai am de râdere, ea pe cei oameni de dreapta care cred până la urmă în soluțiile acestea de dreapta de dezvoltare a județului. Da, Bolohan, Doamne iartă-mă că mă pomenește, aveam un portar Bolohan pe vremuri la Gloria, era rezerva lui Gavrilaș, nu i-ai prins tu, Gavrilaș era super portar și era rezervă Bolohan. De la Câmpian încoace am prins, de la Câmpian, o perioadă de lungă. Tinerel, da. Bolojan sau Iohannis? Nu, te tragi cu ochiul aici și nu-mi place. Bolojan sau Iohannis? Vorbim despre viitor, Bolojan. Cum îl cheamă pe Florian ăsta de la Aur? Contracandidatul tău, zic. Florian și mai cum? Florian? Ovidiu, Florian sau Radu Moldovan? Ce întrebări sunt astea? Na. Niciunul. Niciunul. Nu se poate, că așa era emisiunea asta, trebuie să dai un răspuns. Niciunul. Cum? Niciunul. Dar trebuie altă viziune de dezvoltare. Dacă ar fi să mergi cu ei, dacă ar fi să iei pe unul cu tine pe o insulă pustie. Nu am cum, pentru că e o întrebare care n-are sens. I-aș lua pe amândoi ca să îi învăț să nate. Da, ghidul de supraviețuire. Lazanis sau doamna Dobranis? Nu pot să vă răspund la întrebări din astea. Aș sta la o discuție cu amândoi despre administrație. Cu amândoi despre administrație. Apreciez persoanele și pe doamna Dobraniș, care are un business în mediul privat, și pe domnul Lazăni, care trebuie să stea la spital. Bun, atunci altfel. Nețeni sau Arșița? Arșița. Dar știi unde e Arșița? Da. Da? Da. Te întreb unde? Da. În Măgura Ilvei. Bravo. Am fost în Arșița și să discut cu oamenii și să mă plimb pe acolo. E foarte frumoasă zonă. E un cătun de prin Măgura Ilvei, nu? Un cătun, da. Tău zânelor sau râpa cu păpuși? Asta e așa ca să vedem dacă te pricep la județ. Știu de râpa cu păpuși, pentru că au fost niște discuții acolo, că există domeniul protejat, știu povestea. Da. Și tău zânelor e pe acolo, pe la Colibița. Totoare protejată. Centura Bistriței, fii atent la întrebarea asta. Centura Bistriței sau masterplanul de apă și canal?
Nu, ambele trebuie făcute. E, trebuie acum, să fie sincer, o prioritate. Mâine zice... Dar numai puțin, domnul Linca, că aici iar mi-a zis de cam plângea la fire. Domnul Sigaltov, vă rog după frumos. După 12 planul, ani de zile... Master planul sau centura bistrița? De ce vă apucați prima dată? Da, numai nu puțin. Mai trageți cu... Master planul, nu mă uit. Da. Master planul trebuie să fie gata, sincer. Da, corect. Păi de-aia vă și întreb. Și atunci, dacă... trebuia să fie gata, centura trebuia să fie și ea gata. Așa. Astea, normal, n-ar mai fi trebuit să discutăm. Corect, dar discutăm. Mâine trebuie să te duci la serviciu, deschizi ușa și ambele, ai două pe masă. De care finalizate cât mai repede. De care te apuci? De ambele. Că nu înseamnă că nu poți, putem. Ai e, nu două putem. Mâini. Noi nu putem. Vezi ce greu? De-aia e echipa. Vezi ce greu e să fie președinte de Consiliul Județean. Nu e greu. Astea trebuia făcute. Șpagă sau mită? Niciuna, nici alta. Niciuna, nici alta. Niciodată n-am luat șpagă, nici mită. Sunt împotriva acestor lucruri care distrug viața copiilor noștri pe termen lung. Corect. Denis Mann sau Yanis Hagi? Bună întrebare. Acum Denis Mann pare mai în formă ca Yanis Hagi, puțin. Așa mi se pare mie. L-am văzut chiar în niște meciuri în Italia. Dar eu cred că amândoi au potențial. Ce diplomat ai devenit. Nu sunt diplomat. În șapte luni. Când am făcut emisiune cu Robert? În august, cred că. Putem să în discutăm august, după euro. În august? După euro să vedem, să facem, să tragem concluziile. Și acum te închid. Uite, ai zis că îți place fotbalul, ai jucat la Gloria. Da. Te închid. Țegle sau bani ai? Țegle sau bani ai? Da. Nu ești. Sincer, nu vreau să spun că știu, pentru că să ăștia cei mai buni jucători de la Gloria în momentul ăsta. Da, dar din păcate trebuie să ajungem în Liga a doua ca să... Dar trebuie să vii la meciuri, trebuie să-i susții, vezi? Păi, uite. Da, tocmai, dar trebuie, tocmai asta trebuie. Trebuie să investim mai mult în pepinieră, în echipă, în stadion, că nu avem un stadion cum trebuie. Și acolo e o problemă juridică care trebuie rezolvată. Păi, dar al tău primar. E, asta primar s-a laudat din toate pozițiile, da, că rezolvă. Nu putem da vin așa, trebuie preluat stadionul și Consiliul Județean se ocupe de asta. De preluarea stadionului? Da, mai trecem și stadionul ăsta pe cârca Consiliului Județean. Păi, dacă putem vrea face lucrurile acestea... Vrea să facă altul nou, are proiect de altul nou. Putem face altul nou, dar din punctul meu de vedere este bine poziționat, s-ar putea bucura până la urmă toți bistrițenii, pentru că acolo... Păi ce să-mi lăsăm la primărie? De ce să ne mai complicăm cu Consiliul? Putem să-l facem și cu primăria, dar dacă primăria n-are timp sau n-are resurse, poate să-l prea în administrare Consiliul Județean și să-l facă. Nu e nicio problemă. Laslo sau Bazaliu? Acum iară mă băgați în întrebări din astea cu dibuite, cu păi nu știu cu nicio dibuită, dacă mă întreb pe mine... Laslo, smuz Laslo. Laslo. Laslo? Să zic Laslo, nu? Că de ce? Prieten cu maghiari. A, nu de aia. Și nici nu știu, cred că e de etnie niște apă, te rog. Nu-i de etnie maghiară. Laslo se scrie cum se aude, Laslo. Cristina Laslo, nu cred că e... Nu are nicio treabă cu... Jucătoare foarte bune, dar... nu sunt... Nu pot să zic că sunt un... om care... sunt un suporter înfocat al tot ceea ce înseamnă handball. Urmărești, aș fi ipocrit să vă spun. Echipa, mergi la meci. Mai urmăresc, dar nu foarte des. Pe mine mă enervează primarul că nu merge la meci. Sunt un suporter al fotbalului, urmăresc fotbalul românesc și nu numai. Da. Și atunci cam asta urmăresc în mare. Sigur, mă mai uit așa la clasamente, ce mai e prin handball, mă mai uit la Bistrița ce se întâmplă, dar nu vreau să fiu genul de om ipocrit care spun, mamă, ce mare fan de handball sunt. Nu sunt chiar așa mare, pentru că am crescut cu fotbalul și atunci nici nu am timpul necesar să... Da, e vorba de eveniment în sine, de sport. E o da, și trebuie care a prins foarte bine la bicicletă. Da, Bistrița. Și e frumos și care, da. Îi felicit pe toți oamenii care participă. La bicicletă te știi că te-am văzut. Mountain bike sau cursieră? Am mers mai mult cu mountain bike-ul. Da, dar am văzut că ați dat-o pe cursiere mai nou toți. Au dat-o pe cursiere, dar sora mea e campioană națională și pe cursieră și pe mountain bike. Da, și unde ne bucurăm. Spania, și am început în 2015. Unde, în Spania, așa. Cum ai în Spania, în Gran Canaria, pentru că acolo există mediul propice de antrenament și acolo merg și campionii. Și au mai concurat în ultima vreme? Am mai concurat, da. Au fost concursuri și acolo în Spania și peste tot în Europa. Pâine de Jelna sau de Blăjeni? Ambele sunt bune. Ambele sunt bune. De Blăjeni am mâncat mai mult, da. N-am crezut că treci testul ăla cu arșița, spun drept. E...
Serios? Eu am umblat în județul ăsta, chiar dacă pare. Da. Te-am lăsat așa un pic. M-ai lăsat un pic, dar acum vin grelele. Stai un pic, numai te-am încălzit. Acum ați grelele. Da. Tu vrei să fii președintele Consiliului Județean, adică într-un județ care e încărcat de românism. Da, și da, de regionalisme românești. Da. Vreau să-ți spun niște cuvinte, să vedem dacă le știi, că te duci prin județ, dai mâna cu oamenii și omul zice, hai să-ți dau niște piroște. Niște piroște. Nu știu exact ce înseamnă piroște. Vezi? Da. Sarmale. Da. Sau zice, nu sarmale, Paul, piroște. Sarmale, spun. Sau zice, domnul președinte, sunteți pișcoș. Acum, eu, Adrian, eu nu... Hai să-ți explic o chestie. Hai, mă, Robert, ce vrei să spun că știu? Nu știu, pentru că eu am trăit în orașul Bistrița, aici m-am născut, am mai mers pe la țară, la Șintereag, la Ilva Mare, dar nu știu toate aceste regionalisme sau cuvinte care se foloseau foarte de mult. Mi-au mai spus părinții despre una, despre alta, dar nu vreau să par altceva decât sunt, că nu, corect, nu merge. Nu merge. Chiar nu vreau. Eu sunt autentic. Păi da, da. Dar dacă spui că... Se identifică lumea din afara orașului. Deci dacă tu spui că trebuie să le învăț, da, numai cu oamenii te cunosc dacă ești fals sau nu. Pentru că nu prin asta se manifestă până la urmă înțelepciunea unui om că știe. Păi nu, eu cred că ăsta e mare la tu. Auzi, dacă vrei, până la următoarea emisiune, ți le învăț pe toate, ca să vezi că... Nu, trebuie să le învăț pentru mine. Eu cred că ăsta e marele atu al lui Radu Moldovan și de aia va fi greu să te lupți cu el. Eu chiar, dacă vreți, vă dau eu o listă, să-i opuneți lui Radu Moldovan, vă aduc aici în direct, și așa vreau să fac o dezbatere. Poate, uite. Te bagi la dezbatere? Uite ce bine ar arăta o dezbatere aici. La Adrian Lica. Păi uite, eu pun pariu, da, eu pun pariu că dacă și o să vin Radu, cu, dacă sunăm pe Radu Moldovan, le știe toate astea. O să vin cu o listă, păi nu știu, poate uite. Le-am impus, dar... Coleșa, știi Coleșa. E fapt, da. Coleșa, știi, Copârșău, știi, Fedeu, nu știi. Nu știu. Că nu... Capac. Trebuie să... Vidără. Nu știu. Găleată. Șinaș. Și n-aș fi frumos, drăguț. Mai știu și eu astea care... Leiber. Leiber, oricum, vine din germană, clar. Mintenaș. Mintenaș, da. Mintenaș, terminăm și noi. Da, nu te mai încurc cu astea. Așa este, trebuie să fii cât mai natural. Da, nu vreau să par altceva. Da, concurentul tău, contracandidatul tău e destul de natural în discuții. Foarte bine. Deci să înțelegem, ca să tragem o concluzie. Tu vrei o altă abordare la Consiliul Județean. Mi-ai spus că vrei să schimbi aerul ăla de baroneală de pe aerul acolo. Aerul de baroneală și ritmul de implementare a unor investiții de care avem absolută nevoie cât mai repede, mâine, dacă se poate. Așa, și că vrei să schimbi imaginea asta de om care se pricepe la toate, care a prins foarte bine în județul nostru, nu? Nu te pricep la toate, asta e o imagine falsă. Mi-e frică de ce oameni care... Un tip tinerel cu energie, care nu știe ce e aia Șinaș, dar... Șinaș știu ce-i. Șinaș știu ce-i. Bun, Leiber. Mi-ai dat alea mai grele pe care... Deci nu știe ce-i Leiber, dar... Dar mă ce aturi are? Atuul meu, în primul rând, este onestitatea. Eu vin pentru că chiar vreau să fac niște lucruri, domnule Lincă. Chiar vreau să fac niște lucruri care să ne aducă iarăși și să ne pună pe harta importanței economice, în primul rând, în Nord-Vest. Că dacă ne uităm la cifre, o să vedeți că avem niște probleme. Și mă întâlnesc și cu oamenii de afaceri și se simte o problemă în ceea ce privește conectivitatea județului nostru față de acele zone foarte dezvoltate, Cluj, autostrăzi și așa mai departe. Astea trebuie făcute. Doi, schimbarea mentalității. Trebuie să-i lași pe oameni liberi să facă ce vor. Trebuie să nu mai impui unia sau altuia ce să facă. Deci eu cred că trebuie să ieșim din epoca aia, cât mai repede. Altfel, o să vedeți că în felul ăsta nu vom ajunge deloc bine. Și asta înseamnă să alegem, până la urmă, viitorul, adică oamenii care se luptă, pentru că am și eu 5 copilași și
acei copilași trebuie să trăiască în județul Bistrița-Năsău. Nu vreau să mă trezesc că pleacă la Cluj la facultate și apoi rămân sau pleacă în alte părți. Hai unde sunt mai valorificați. Dacă faci cale ferată de mare viteză să mergi în 20 de minute, da, și există și acolo proiect pe fonduri europene și, din păcate, da, nu se interesează nimeni, pentru că, în general, în țară, dacă vorbim de căi ferate, nu prea vorbește nimeni și ați văzut că deja încep să deraieze toate trenurile. Dar putem, deci există proiect pe fonduri europene, de la Pahida la Beclean, care merge spre Ilva Mică, spre Suceava. Da. Viteza medie 160 de km pe oră. Numai care trebuie făcute, domnul Nică. Nu te întreb, domnul Sigartău, nu te întreb ce cu partidul tău și de ce ai avut niște sincope la validarea asta? Că mi-așa da, mi s-a părut. Nu, nicio problemă. S-ar fi dat un pic înapoi, ar fi așa, a în doi timp. Mai, a fost mai greu cu validarea. Da? Da, acum e mult mai ușor. Da? De ce? Pentru că mi-am anunțat intenția de a candida și sigur că intrând prin toate furcile gaudine ale Partidului Național Liberal, fiind în această alianță națională, eu fiind, de fapt, un, să spun așa, luptător împotriva alianței, n-a fost deloc ușor. Dar un lucru e clar, aici nu este blat. Știi că mai erau discuții despre fotbal cu blaturi. Da, apropo de blat. N-am niciun blat cu, nici cu Radu Moldovan, nici cu PSD-ul și asigur pe asta, de asta pe toți cetățenii. Da, apropo de blat, se auzea că și anul trecut a fost vorba de un blat. Consiliul Județean e al tău, primăria e a ta. Anul trecut? Nu, anul trecut, la alegerile precedente. Ai auzit de așa ceva? Nu știu exact să fi fost ar lucrul ăsta, dar... Ar exista un fel de trădare din partea liberalilor tăi anul nu ăsta? Nu cred acest lucru, pentru că relațiile mele cu primarii liberali au fost foarte bune. Cu și... primarii liberali, da, dar cu liberalii din partid nu prea te înțelegi. E, nu e adevărat. Au mai fost poate oameni care au avut păreri diferite față de mine, dar asta este frumusețea unui partid. Să nu spuneți că în PSD... Curge lapte și miere. Curge lapte și miere când vă pozele alea puse așa care? Cu mâinile pe la oaltă și așa mai departe. Da, nu e chiar așa. Nu, la noi lucrurile sunt destul de transparente și ne asumăm aceste poziții diferite. Nu cred că este normal să ai un dictator care îți spune ce și cum, pe cine pune, pe cine nu pune și ce se întâmplă și ce nu se întâmplă mâine într-un partid sau un altul sau un județ. Crezi că se poate ajunge la dictatură dacă se continuă în felul ăsta? Crezi? Unde te referi? În țară sau... În țară cu PSD-ul. Deci eu cred că PSD-ul, uitându-mă și cunoscând bine ce înseamnă PSD-ul, dacă îi dai puterea și toată puterea, dacă, uite și acum, Radu Moldovan vrea să acapareze tot județul, da? L-a pus pe Lazani, care e omul lui, să candideze. Deci dacă îi dai toată puterea PSD-ului, nu-și pun omul lui, Doamne iartă-mă. Ai o problemă. Deci ai o mare problemă. PSD-ul totdeauna a abuzat de putere. Vezi ce s-a întâmplat pe vremea lui Dragnea, vezi ce s-a întâmplat pe vremea lui Năstase, când jurnaliștii, știți mai bine ca mine, aveau probleme în a se exprima. Deci da, PSD-ul când are putere este periculos. De asta trebuie pus acolo unde l-au pus totdeauna cetățenii și în județul Bistrița-Năsău. La tăcere sau fără majorități. Cu banii cum stai? Cu casele, cu astea? Nu stau nici cum. Din păcate, în ultimii 8 ani de zile nu m-am prea preocupat de business aproape deloc și nu pot să zic că stau mai bine financiar. Da? Nu. Dar nici nu m-am plâns niciodată. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat, pentru că nu-mi lipsește nimic pentru a-mi crește copiii sănătoși și educați. Te-am criticat foarte tare odată într-un editorial, nu știu dacă l-ai văzut, în Bistrițean, am scris odată că un editorial destul de dur în care am și zis nu m-am că... supărat pe tine, ai văzut cât supărat, de democrat sunt. Poate nu l-ai văzut, cred că de-a. Nu, de-a l-am văzut. Că ești norocos că marea ta calitate înainte de a fi vreun politician destoinic sau om de afaceri genial sau vreun pastor de top e că te-ai născut în locul potrivit, în curtea în care altădată ne dădeam cu carturile. Am zis, eu eram un pic invidios, e adevărat, da, și mi se părea că nu, ai tu... mai multe aturi din naștere. Adevărul așa, e că de, față nu, de restul lumii. Nu știi? Numai că am fost norocos, într-adevăr am fost binecuvântat să mă nasc într-o familie cu niște părinți care au apreciat munca, care au fost
oameni credincioși și sunt, pentru că mama încă trăiește, și oameni care m-au învățat până la urmă ce-i munca. Și beneficiind de toate lucrurile astea, ăsta e și motivul pentru care am intrat în politică. Pentru că am zis, Doamne, mi-ai dat tot ce vreau, da, pot să trăiesc viața bine, că până la urmă tot cu o mână mănânci și tot apă bei și mâncare avem, slavă Domnului, dar atunci trebuie să fac niște lucruri, pentru că ceea ce las în urma mea este cel mai important lucru. Moștenirea pe care o lași în urma ta, ceea ce ai făcut pentru Dumnezeu, pentru oameni, pentru viitorul unui județ, asta e cel mai important, nu se compară cu nimic. Funcțiile, ai văzut, vin, trec, pleacă, îmbătrânesc oamenii și după aceea știi foarte bine că nimeni nu se mai uită la tine și nici nu mă interesează să se uite la mine, mă interesează să las ceva în urma mea. De asta am intrat. În rest, totdeauna au fost oameni care au vorbit, poate unii au interpretat, dar nu m-a deranjat. Pentru că asta e democrația. Trebuie oamenii lăsați să-și pună punctul de vedere, câteodată mai greșesc, câteodată nu mai greșesc, dar numai așa putem să dezvoltăm un mediu mai sănătos. Idei diferite, dezbateri diferite, jurnaliști, avem jurnaliști foarte buni și foarte multe trusturi de presă, foarte bine. Trebuie să fie cât mai mult și trebuie să fie cât mai multe păreri, cât mai multe opinii, pentru că numai așa reușim să ne îmbunătățim viața și partidul climat. Partidul tău ne-a scos de pe toate rețelele, ne-a blocat. Nu știu de unde v-a scos, dar eu nu sunt de acord cu niciun blocaj. Nu sunt de acord. Dom'le, lasă cum să spună. Apropo de asta, îl provoci pe Radu Moldovan la o dezbatere? Ai, nu numai că îl provoc. Ideea eu asta, cred că, ai putea să o materializezi? Eu sunt fanul dezbaterilor. Deci, adică eu cred că acolo se vede de adevăratele deci ce înseamnă fiecare eu dintre candidați. Eu cred că toți bistrițenii ar vrea să vadă o dezbatere între noi doi pe subiecte care țin până la urmă de viitorul acestui județ. Și ai venit, zici acum, în fața camerei? Cu mare drag, da? Cu mare, chiar, da? Nu, dar chiar vreau să-l invit pe Radu, da? Moldovan, pe domnul președinte Radu Moldovan, să avem o dezbatere frumoasă. Și uite aici, aveți un studio frumos, deci da, cred că uite că am pus jumătate dezbaterea, da, aici trebuie să-l convingeți. Uite, că jumătate dezbaterea e rezolvată. Bun, Robert, mulțumesc frumos pentru participarea la emisiunea asta. Așa cum ți-am promis și azvară, te-am invitat din nou. Azvară am zis, când ai ceva de spus, ești binevenit de fiecare dată aici. Tot așa spun și de data asta, dacă ai ceva de spus, așa cum ai spus acum, că uite, te-ai hotărât să candidezi la Consiliul Județean, te invit cu mare plăcere. Mulțumesc. Din punctul meu de vedere, faci parte dintre tinerii bistrițeni care chiar ne pot duce mai departe cu succes viața asta chinuită din România și pe mine, sincer, nici nu mă deranjează alianța asta așa cum te deranjează pe tine, pentru că mie îmi plac oamenii și dintr-o parte și din cealaltă, oamenii de calitate. Și așa că dacă vă dați mâna, pentru mine alianța asta nu e vreun mare păcat, ci e chiar un motor care ne poate duce înainte. Îți mulțumesc și te invit și altă dată. Și eu vă mulțumesc și m-am simțit ca de obicei foarte bine. O zi bună în continuare vă doresc vouă celor care ne-ați urmărit și stați aproape de noi la edițiile următoare.